Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Iulia Sarivan și vă prezint Patrula Jurnal TV. Relațiile sănătoase nu sunt abuzive. Membrii de familie trebuie să se respecte reciproc. Nu este nicio scuză pentru violență. Acestea sunt regulile de bază ale conviețuirii pe care unii nu le știu, iar alții le ignoră. Jurnal TV vrea o schimbare a lucrurilor și lansează campania Violența nu e dragoste, cu material dedicat exclusiv combaterii fenomenului femicid și violenței asupra femeilor. Vom accentua că victimele trebuie să-și cunoască drepturile, că ar trebui să se gândească la o schimbare, ca unde se adresa în cazurile unei forme de violență. În 6 luni ale anului curent, poliția a înregistrat peste 7.000 de reclamații privind comportamentul defectuos în cadrul familiei. Potrivit unui raport al Ministerului de Interne, elaborat împreună cu Centrul de Drept al Femeilor, din cele 69 de cauze penale examinate până la sfârșitul anului trecut, în 40% a fost emisă o sentință de condamnare. În primele 6 luni ale anului în curs, instanța a emis 400 de ordonanțe de protecție în vederea asigurării protecției victimelor violenței în familie, 296 dintre acestea fiind eliberate la cererea directă a victimelor. Autoritățile constată că domiciliul rămâne cel mai periculos loc unde se poate produce violența asupra unei femei. În 2 din 3 cazuri, fapta a fost comisă la locul de trai comun al victimei și agresorului. Foarte multe femei rabdă violența mulți ani, gândindu-se că partenerul se va schimba. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Inspectoratul Național de Securitate Publică a înregistrat în 6 luni ale anului curent 799 de cauze contravenționale ce țin de violența în familie. În privința 23 de agresori a fost aplicat arestul preventiv, iar 195 de contravenienți au fost pedepsiți cu munca neremunerată în folosul comunității. Alte 581 de cauze contravenționale se află în proces de examinare. Domiciliul rămâne cel mai periculos loc. Astfel, în 2/3 din cazuri, infracțiunea a fost comisă la domiciliul comun al victimei și agresorului. Cele mai frecvente sunt în weekend, când partenerii sunt la domiciliu. Atunci sunt cele mai frecvente și, desigur, seara, cel mai multe cazuri înregistrați pe tema violenței în familie. Care sunt factorii declanșatori în acest sens? În primul rând este educația care o ia din familie agresorul. În multe cazuri consumul de băuturi alcoolice. Potrivit unui raport de analiză a cazurilor de violență în familie elaborat de Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor, care a luat drept obiect de studiu 69 de cauze penale de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale, s-a constatat că în 34 de cazuri de violență în familie s-a înregistrat decesul victimei. 21 au fost femei. În alte 37 de cazuri, victima a supraviețuit. Cel mai frecvente cazuri sunt între soți și concubine. Sunt martori, desigur, copiii minori care văd și respectiv și ei sunt parte și sunt victime a conflictelor și violențelor în familie. Cel mai frecvent agresorul folosește pumnii și palmele numai în cazul când sunt umoruri, atunci poate fi și folosit și alte obiecte. Deci este un proces, este o dinamică în care este, noi numim așa, perioada în care este luna de miere, în care agresorul și victima sunt bine, după care acumularea tensiunii și atunci orice eveniment, să zicem că mămăliga a ieșit mai tare decât sau a ieșit cu cocoloașe sau că stă covorul nu așa, deci orice eveniment, cât de minor, declanșează cazul de violență.
Pe parcursul ultimelor 6 luni, instanța a emis 400 de ordonanțe de protecție în vederea asigurării protecției victimelor violenței în familie. 296 de ordonanțe au fost eliberate la cererea victimelor sau a reprezentanților lor legali. În 258 de cazuri, ordonanțele de protecție au fost emise pentru victime femei, iar în 116 cazuri pentru victime femei și copii. Deci, ordonanța de protecție, aș spune eu că este cel mai eficient mecanism de protecție a victimilor care este într-un risc real, care poate afecta viața, sănătatea ei sau activitatea cotidiană. De asemenea, la depunerea cererii de eliberare a ordonanței judecătorești, statul asigură victima cu un avocat din oficiu și de momentul ce se depune cererea și se repartizează judecătorului, completul de judecată, grefierul sau asistentul solicită oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de stat, desemnarea unui avocat. Ordonanța de protecție poate fi eliberată la cererea instituției de urmărire penală, a asistentului social sau autorității tutelare la demersul procurorului, dar și la cererea directă a victimelor sau reprezentanților lor legali. Cererea se eliberează într-un termen de 24 de ore, în care judecătorul poate emite o ordonanță de protecție pe un termen de până la 3 luni de zile inițial, prin care poate aplica mai multe măsuri, că în cazul existenței violenței fizice, este necesară doar declarația victimei pentru a aplica emiterea ordonanței de protecție. În cazul existenței altor forme de violență, ca economică, psihologică, spirituală, sunt necesare și anumite probe din partea victimei. De la începutul anului 2024, doar o parte din cauzele penale pornite pentru infracțiunea de violență în familie a fost transmisă în instanță, puțin peste 40%. Datele arată că 21 de femei au fost ucise în bătaie anul trecut de către partenerul de viață sau de către un membru al familiei. Din totalul cazurilor de violență comise de un bărbat asupra unei femei, femicidul a constituit 54%. Instanța a judecat 13 cazuri de femicid. Cea mai mică victimă a avut 4 luni, deci era o fetiță de 4 luni. Și cea mai în vârstă, o femeie de 84 de ani. Cazul de la Cahul, în care a fost omorâtă o femeie în etate, care era țintuită la pat de către băiatul ei, care fusese condamnat anterior pentru acte de violență în familie, a stat în pușcărie circa 3 ani, a fost condamnat și pentru încălcarea ordonanței de protecție și întorcându-se acasă, a omorât-o cu cruzime pe mama lui, care era țintuită la pat. Fetița de 4 luni a murit în urma, deci mama o ținea în brațe și lovitura a fost adresată asupra mamei, dar a afectat și fetița. Ce ține de tipul localității în care se produc cazurile de femicid, se constată că 2/3 din fapte au fost comise în localitățile rurale. 7 cazuri au avut loc în mediul urban și 14 în mediul rural. Datele prezentate sugerează că în mediul rural se atestă un risc mai înalt pentru producerea infracțiunilor de acest tip, comparativ cu cel urban. Cele mai multe cazuri de femicid au fost comise în raioanele Ungheni și Aloveni, câte 3 cazuri. Urmează municipiile Chișinău, Strășeni, Nisporeni, Cimișlia și Cahul cu câte 2 cazuri. Nu în toate cazurile de violență împotriva femeii, victima locuia împreună cu agresorul. Sunt situații în care victima și agresorul sunt foști soți, foști concubini, copii sau nepoți adulți, frați. Cazurile în care victimele și agresorii locuiau separat sunt mai multe în comparație cu cele în care ei nu formau un cuplu, cumnați, frați sau chiar socri. Ceartă, țipete și îmbrânceli într-un troleibuz de pe linia numărul 1 din Chișinău. O femeie cu un copil a refuzat să achite călătoria așa cum se cuvine. A urmat o adevărată luptă corp la corp cu taxatorul. Regia Transport Electric Chișinău promite că va stabili toate circumstanțele acestui incident. Poliția ne-a anunțat că făptașa a fost identificată și aceasta riscă să fie sancționată pentru huliganism. Gata!
Imaginile de amator surprind momentul în care taxatorul troleibuzului încearcă să conducă femeia agresivă spre ieșire, dar nu-i reușește. Femeia a început să-l lovească ținându-și cu cealaltă mână copilul. Scandalul a luat amploare când o pasageră a încercat să se implice. În consecință, la harță s-au luat două femei. Acestea și-au împărțit pumni și s-au tras de păr. Conductorul a depus efort să le despartă. Într-un final, femeia fără bilet de călătorie a ieșit afară, dar a început să lovească într-o lebuz și să înjure. Purtătorul de cuvânt al regiei Transport Electric, Felicia Rusu, ne-a comunicat că incidentul a avut loc în jurul orei 13:30 într-un troleibuz de pe linia numărul 1. Conflictul s-a iscat din cauza refuzului achitării taxei pentru călătorie. Țin să menționez că regia Transport Electric Chișinău nu tolerează comportamentul agresiv și deviant atât din partea angajaților cât și din partea călătorilor. Felicia Rusu a mai adăugat că Regia Transport Electric Chișinău s-a autosesizat și urmează să stabilească toate cauzele producerii incidentului. Principalul suspect în cazul uciderii doctoriței originare din Republica Moldova într-un cabinet stomatologic din Brăila a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Este vorba despre un individ de 39 de ani cu antecedente penale. Procurorii spun că acesta nu-și recunoaște vina. Presa de peste Prut scrie că suspectul este originar din Brăila și a mai avut condamnări pentru fapte violente în Germania și Franța. A făcut pușcărie și a fost eliberat condiționat în primăvară. La audiere a refuzat să facă declarații, iar în fața presei a negat că ar fi ucis-o pe femeie. Ai recunoscut? Ai recunoscut fapta? Erați vecini? De ce nu vrei să vorbești? De ce nu vorbești cu noi? De ce nu vrei să vorbești? Vinovat, măcar ai ceva să-ți reproșezi? N-ai nimic să-ți reproșezi? N-ai omorât-o pe doctoriță? De ce? Anchetatorii spun că a fost o crimă cu premeditare și nu exclud chiar varianta unui asasinat la comandă. Din cercetări a reieșit că agresorul a intrat în cabinetul stomatologic pentru a se asigura. 33 de pietoni și-au pierdut viața în accidente rutiere în 6 luni ale acestui an. Se întâmplă din cauza ignoranței persoanelor care aleg să treacă strada în locuri interzise, dar mai este și neatenția șoferilor. Inspectorii insistă ca toți participanții în trafic să dea dovadă de maturitate și educație, însă lucrurile se schimbă greu. Echipa noastră de filmare a însoțit vineri un echipaj al poliției care, în doar 10 minute, a tras pe dreapta 4 șoferi care nu au cedat trecerea pietonilor la o intersecție aglomerată din Chișinău. Bună ziua! Ofițer patrulare, Chianu Artur, actele vă rog permis, cer scutatul masculare. Ne-ați acordat prioritate pietonilor și să aflau deja trecere pietonală. Șoferii spun că încearcă să fie atenți, dar uneori le scapă. Explicațiile sunt diferite. Noi vedem pietonul în față, într-o parte, 2 metri în alta, de aici, dacă e așa de șoseaua de lat, e exagerat. Pietonii oricum, adică de asta și se fac ambuteajele în oraș. Dar pentru că trebuie să fie atenți și să grupeze cumva, să treacă grupat. Da, sunt multe accidente în care mor pietonii, dar trebuie să fie și ei mai prudenți. Acum și o iau la cap, chiar că prioritate și trebuie să-l vezi atât de acolo și să oprești. Plus 5 puncte de penalizare. Fiți mai atent. Вообще-то я всегда внимательный за рулем, даже честно, не готов ответить. Так получилось. Ну, когда виноват, виноват. Și pietonii greșesc în trafic. Unii aleg conștient să-și pună viața în pericol. Deși au trecut în neregulamentar, unii pietoni cred că nu au greșit cu nimic. Преступление ужасное, государственное. Iar alți pietoni își caută diverse scuze. De ce au făcut tot pentru mașini? Trecere subterană. De ce pentru subterană? Eu de acolo trebuie să mă duc tocmai acolo. Ia uitați-vă. Și de aici mă duc tocmai acolo. Doamna, uitați-vă trecerea subterană. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, de la începutul anului au avut loc 330 de accidente rutiere în care au fost implicați pietoni. 33 de persoane și-au pierdut viața, iar la alții 288 s-au ales cu diferite traumatisme. Totodată, în această perioadă, polițiștii au sancționat peste 10.000 de pietoni care au traversat partea carosabilă în locuri interzise și alți peste 6.000 de
șoferi care nu au cedat trecere legală pietonilor. Poliția îndeamnă pe cetățeni să traverseze numai la trecerile de pietoni și doar la culoarea verde a semaforului, să poarte îmbrăcăminte cu accesorii reflectorizante pentru a fi observați în condiții de vizibilitate redusă și pe timpul nopții. Șoferii, la rândul lor, sunt rugați să respecte regulile de circulație și semnificația indicatoarelor rutiere, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic. Accident tragic la Orhei. Un bărbat de 34 de ani care traversa strada având copilul în brațe a fost tamponat mortal. Urmează detalii și alte știri pe scurt. Trei persoane originare din Chișinău și Iova sunt bănuite de comiterea unei tâlhării la București. Suspecții ar fi răpit un bărbat de 33 de ani din parcarea unui bloc de locuințe din București, după care l-au bătut și l-au lăsat fără mai multe lucruri de valoare. La scurt timp, bărbatul răpit a fost găsit pe stradă, iar doi dintre suspecți au fost reținuți în România. Săptămâna trecută au avut loc percheziții la Galați, Iova și Chișinău. La unul dintre bănuiți a fost identificată vestimentația folosită la comiterea infracțiunii, telefoane mobile, un card bancar și un înscris de ciornă. Investigațiile continuă. Un bărbat de 42 de ani a rămas blocat pe o stâncă din localitatea Butuceni din raionul Orhei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, bărbatul a urcat pe stâncă după o dronă care a rămas blocată la înălțime de 100 de metri. Ulterior, acesta a chemat echipajele specializate pentru a fi salvat. Timp de o oră, salvatorii au reușit să-l coboare în siguranță pe bărbat. Acesta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat de 34 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada într-un loc neiluminat, având în brațe copilul său de numai un an. La volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani. Acesta nu era în stare de ebrietate. Din cauza traumatismelor suferite, bărbatul a decedat pe loc, iar copila a fost transportată în stare gravă la spital. La Institutul Mamei și Copilului a fost transferat de la Spitalul Raional Orhei un pacient cu vârsta de un an. La internarea aceasta prezenta mai mulți traumatisme și leziuni, fiind în stare foarte gravă. Oamenii legii au pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Tot în raionul Orhei, în satul Tabăra, un minor de 17 ani a murit după ce motocicleta pe care o conducea s-a răsturnat și a ieșit de pe acostament. Acesta avea în calitate de pasager un tânăr de 20 de ani care s-a ales cu zgârieturi. Cozi infernale s-au format în această săptămână la Vama Sculeni. Sute de mașini au stat blocate pe sensul de intrare în Republica Moldova. Unii călători au așteptat chiar 4 sau 5 ore să treacă frontiera. Cum vă pare situația din Vama? Foarte urât situația. Am cred că deja vreo oră jumătate, două de când stau și mai am un kilometru și ceva până când vom face. Nu știu ce fac altfel. Și cum credeți? O să trecem de grabă? Nu cred că trecem de grabă, nu știu, dar e strașnic, trebuie să fac ceva. Nu e normal. Stau mașini, cozi de mașini cu copii, cu oameni în vârstă. Depunem tot efortul pentru a reduce timpul de așteptare și asigurarea unui control operativ al pasagerilor. A fost suplimentat atât numărul polițiștilor de frontieră, cât și numărul arterelor de control, până la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere a frontierei. Poliția de frontieră face tot ceea ce este posibil, dar nu trebuie ignorat faptul că infrastructura punctului este cea pentru traficul din anii 90. Pentru a reduce fluxul au fost deschise piste suplimentare de control. Autoritățile recomandă cetățenilor să diversifice alegerea punctelor de trecere a frontierei cu România. Președintele Uniunii Chinologice din Republica Moldova, Serghei Volâneț, este cercetat penal pentru sustragerea circa 17 milioane de lei destinate Asociației Centrul Chinologic. Banii au fost încasați de la participanții la expoziții naționale și internaționale de câini, scrie Centrul Național Anticorupție. Cel vizat nu a răspuns la apelurile noastre pentru o reacție. Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Chișinău au desfășurat percheziții pe acest caz. În perioada 2019-2024, în timpul organizării expozițiilor naționale și internaționale de câini, președintele Asociației Obștești Uniunea Chinologică din Moldova a sustras, prin abuz de încredere și inducere în eroare, 16.830.000 de lei.
Potrivit CNA, suma provine din taxa achitată de participanți în funcție de categoria expoziției și rasa de câini, iar banii urmau să fie reflectați în evidența contabilă a asociației. Din suma totală de circa 19 milioane de lei, au fost contabilizate doar 2 milioane 170 de mii de lei. În prezent, Centrul Național Anticorupție desfășoară acțiuni în vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate în acțiunile ilegale și atragerii la răspundere penală a acestora. Colaborarea Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică nu atentează la statutul de neutralitate consfințit în Constituție. NATO respectă integritatea și suveranitatea tuturor statelor partenere. Fostul membru al echipei de negociere pentru aderarea României la NATO, Claudiu Degeratu, ne-a explicat cum funcționează Alianța în interior și care sunt prioritățile organizației internaționale. Alianța își dezvoltă relațiile cu țările neutre pe baza acestor principii. Respectăm libertatea, respectăm situația și democrația. Avem valori care se axează mai mult pe importanța statului de drept. Alianța nu forțează în niciun caz vreodată state neutre sau altfel de state care să într-o anumită direcție. Expertul pe probleme de securitate a explicat că o țară neutră are responsabilitatea de a investi mai mulți bani și resurse în sectorul de apărare decât o țară care face parte dintr-un bloc militar. Una este să te aperi colectiv și alta este să te aperi singur și să depinzi doar de capacitatea economică a țării, a subliniat Claudiu Degeratu. Când ești țară neutră, din punct de vedere politic, diplomatic, sigur ai recunoașterea vecinilor că ești țară neutră, dar nu ai susținere militară. Deci, în general, țările neutre au programe de cooperare, au relații bilaterale militare de cooperare, dar nu au alianțe, nu au aceste mecanisme de susținere, de sprijin militar din partea altor state. Republica Moldova se bucură de o colaborare cu NATO fiind stat partener, ceea ce este total diferit de calitatea de stat membru. Despre beneficiile parteneriatului cu NATO s-a comunicat foarte puțin, afirmă directorul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, Elena Mărzac. Nu a existat ceva campanii la nivel național în care să se prezinte aceste avantaje, chiar dacă se colabora cu NATO, cumva se evita componenta de comunicare și de promovare, din motive politice, fie să nu piardă electoratul, cunoscând că populația nu susține această colaborare. NATO nu încearcă să convingă Republica Moldova să renunțe la neutralitate. Tot ce fac aliații este să ajute țara noastră să-și dezvolte capacitățile de apărare, spune Elena Mărzac. Dacă analizăm briefing-urile și toată colaborarea pe parcursul a 30 de ani, vedem că întotdeauna s-a respectat și oficial s-a prezentat ideea că NATO și membrii săi respectă statutul de neutralitate, integritate și suveranitatea statului și, din contra, pe parcursul acestor ani ne-a ajutat să ne dezvoltăm sectorul de securitate și apărare. Republica Moldova marchează anul acesta 30 de ani de la aderarea la Parteneriatul pentru Pace. Acest parteneriat oferă țării noastre posibilitatea de a-și consolida securitatea națională și capacitățile de apărare. De asemenea, datorită acestei colaborări, țara noastră beneficiază de expertiza și experiența țărilor membre și partenere NATO în domeniul securității și apărării. Reformarea forțelor armate, asistență în pregătirea cadrelor, instruirea lingvistică a ofițerilor armatei naționale. Parteneriatul asigură accesul la informații, statistică, surse de ajutor politic, tehnic și financiar. Modernizarea armatei nu înseamnă și militarizarea ei. O spun experții care adaugă că integrarea europeană nu presupune și aderarea la NATO. Sunt cel puțin 3 țări membre ale Uniunii Europene care nu fac parte din Alianța Nord-Atlantică, susține expertul Watchdog Andrei Curăraru. Recent, guvernul a aprobat strategia de apărare a Republicii Moldova. La baza proiectului au stat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și încălcarea prevederilor acordurilor multilaterale. După mine, cel mai grav mit în acest sens este identificarea UE cu NATO și cu războiul. Adică până la urmă, când vorbim despre integrarea europeană, noi nu vorbim despre integrarea euroatlantică.
UE nu este un stat, nu este o organizație care este înfrățită cumva cu NATO. Avem cel puțin trei state neutre în interiorul UE, vorbim despre Irlanda, Austria și Malta, au mai fost și Finlanda și Suedia, dar din cauza riscurilor legate de conflictul din Ucraina și amenințării din partea Federației Rusiei, au decis să facă parte din NATO, au renunțat la acest statut. Mai este și Cipru, care nu este membru NATO și are un conflict activ pe teritoriul său, dar a intrat în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este o uniune politică și economică, dar nici de cum una militară. Nici măcar Ucraina, care foarte mult vrea și a înscris asta și în Constituție, că vor să se integreze în NATO, nu este foarte aproape de acest proces, iar suportul pe care îl primește de la NATO și de la statele partenere este cu mult mai mic decât ar fi dacă ar fi membru al acestei alianțe. Armata Națională are nevoie de finanțare urgentă, spun experții. Potrivit Ministerului Apărării, bugetul pentru apărare va crește treptat, astfel încât până în 2030 să atingă 1% din produsul intern brut față de 0,55% cât este acum. Este nevoie de o dezvoltare reală a armatei, afirmă experții comunității Watchdog. Armata a fost tot timpul cenușăreasa bugetelor anterioare și abia acum se înțelege că iată situația în care teritoriul Republicii Moldova ajung drone, ajung proiectile, este nevoie de o creștere a capacității de depistare acestora, de dezamorsare și, după posibilități, chiar și de dobărâre a acestor obiecte zburătoare. Fără a fi implicată direct în războiul pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina, Republica Moldova este supusă anumitor riscuri. De exemplu, în luna februarie curent, în apropierea localității Etulie, au fost găsite bucăți dintr-o dronă de tip Shahed, care conțineau 50 de kilograme de substanțe explozive. Radarul Groundmaster 200, achiziționat recent de autorități, are o capacitate de depistare a dronelor, însă nici acesta nu acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova. Până la urmă, noi nu mergem pe ideea de militarizare, creștere de capabilități, noi tancuri, elicoptere sau avioane. Noi vorbim cel puțin de întărirea celor capacități pe care le avem. Adică modernizarea nu este echivalent cu militarizarea. Când tu ai armament învechit și fizic, dar și moral, el nu va face față unor provocări de tipul dronelor care cad la Etulie. Trebuie să ai niște radare moderne care să depisteze aceste drone, echipe rapide care să reacționeze, să vină să dezamorseze aceste proiectile, că ele toate vin cu un pericol, în primul rând, pentru societate, pentru populația civilă, dar și capacitatea de a le dobori atunci când ele vin pe teritoriul Republicii Moldova. Pe lângă faptul că războiul din Ucraina ne-a afectat grav economia, limitând importurile și exporturile din această țară, la nivel militar se înregistrează riscuri sporite și provocări organizate, inclusiv la Tiraspol. Totul vorbește despre faptul că Republica Moldova se vrea atrasă în conflict. Ceea ce încercăm noi să facem prin creșterea capacităților noastre de apărare este să nu fim atrași în conflict, iar dacă apare un risc, să diminuăm impactul lui. Mesajul de bază este că noi avem așa niște capabilități de mici armate, că nici o logică nu este de a ne atrage pe noi în careva conflict, doar pentru a crea destabilizare și a crea mai mult o imagine a extinderii acestui conflict și asta poate fi interesant doar Federației Ruse. Strategia Națională de Apărare a Republicii Moldova, aprobată recent de guvern, prevede identificarea potențialelor riscuri amenințări în domeniul apărării naționale în contextul actual de securitate. Strategia Națională de Apărare stabilește următoarele obiective: dezvoltarea și modernizarea capacității naționale de apărare, integrarea în arhitectura de securitate și apărare a Uniunii Europene, precum dezvoltarea și aprofundarea relațiilor de cooperare bilaterale, regionale și internaționale în domeniul apărării și securității militare. Uniunea Europeană pune în fața statelor membre obiective relativ generale cu termene de implementare. Statele membre au la discreție libertatea de a alege metodele pe care le folosesc pentru a atinge aceste obiective, a mai declarat expertul Watchdog. Iată ce veți vedea în partea a doua a emisiunii Patrula Jurnal TV. Revenim în curând, stați aproape!
Un incendiu puternic a izbucnit în orașul Codru. Focul a distrus două case și vegetația din preajmă. Urmează detalii și alte știri pe scurt. O femeie de 47 de ani a murit într-un accident rutier produs marți seara în apropierea satului Răscăieții Noi din raionul Ștefan Vodă. Alte 5 persoane, inclusiv un copil de 12 ani, au ajuns la spital. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, femeia era pasager într-un microbuz condus de un bărbat de 64 de ani, cetățean al Ucrainei. Șoferul a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un autoturism. În vehicul se mai aflau doi bărbați de 33 și 49 de ani și minorul de 12 ani. Toți pasagerii erau cetățeni ai Republicii Azerbaidjan. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. O grupare infracțională specializată în comercializarea drogurilor în Chișinău, Ungheni, Strășeni și Bălți a fost destructurată de ofițerii Direcției Antidrog, polițiști și procurori. 6 persoane au fost reținute. Este vorba de 4 bărbați și 2 femei cu vârste cuprinse între 19 și 29 de ani. Aceștia distribuiau drogurile în ascunzișuri. Substanțele narcotice erau vândute pe Telegram. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile suspecților au fost identificate mai multe tipuri de droguri, costul cărora pe Piața Neagră se ridică la 1 milion de lei. Pe numele învinuiților au fost emise mandate de arestare pentru 30 de zile. Aceștia riscă închisoare de la 5 la 10 ani. Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de miercuri în orașul Codru. La fața locului au intervenit 4 echipe de pompieri. Angajații GSU au stabilit că focul s-a răspândit spre 2 case. În timpul localizării incendiului, dintr-un imobil a fost scoasă o butelie de gaz, astfel fiind evitat riscul producerii unei explozii. Proprietarul unei case a fost evacuat din zona de risc în timp ce încerca să stingă focarele cu forțele proprii. Acesta a suferit arsuri pe mâini, fiind preluat de medici. Focul a distrus cele 2 case și vegetația din preajmă. Cauza și circumstanțele izbucnirii flăcărilor urmează a fi stabilite. Raportul Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2023 privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale a încins spiritele în Parlament, unde deputații și-au aruncat replici tăioase. Documentul a fost prezentat în cadrul ședinței plenare de președintele Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. Potrivit raportului CEC, anul trecut, 25 de partide au primit alocații de la bugetul de stat în sumă totală de peste 46 de milioane de lei. 9 formațiuni politice nu au beneficiat de alocații pentru că nu au prezentat informații despre rechizitele conturilor bancare sau au declarat că nu au conturi bancare. În același timp, CEC a suspendat plata alocațiilor către Partidul Șor, declarat neconstituțional, și către Partidul Popular din Republica Moldova. În 2023, prin hotărârea 1550, Comisia Electorală a aprobat inițierea efectuării misiunii de control asupra partidului politic Șansa și a pornit 71 de procese contravenționale. Este vorba de depășirea plafoanelor de finanțare a acestui partid. Atunci când am cercetat sau am invitat și am analizat informațiile, am constatat că unii donatori au aflat de la Comisia Electorală Centrală că sunt donatori sau din presă. Raportul mai conține informații despre finanțarea campaniilor electorale organizate pe parcursul anului trecut, precum și sancțiunile aplicate partidelor pentru încălcările ce vizează domeniul financiar. Deputatul neafiliat Vasile Bolea, membru al partidului Renaștere, controlat de fugarul lui Ilan Șor, a acuzat CEC-ul de neglijență. În ziua când se termina campania pentru alegeri locale, prin hotărârea Comisiei Situații Excepționale, un partid și 10.000 de candidați acestui partid sunt excluși din cursă electorală, iar voi, care trebuie să aplicați codul electoral, ați tăcut mâlca niște pești, măcar spuneți că ai, nu e bine de intervenit în acest proces, ca slon în pasudnei lavke. De unde furați, băieți, banii pentru campanii? De unde luați? Da, din Statele Unite, Vasca, din Statele Unite, așa cum ați adus banii din Rusia, 1 milion de dolari, care v-au fost confiscați prin aeroport, băi, nesimțiților, voi vorbiți despre felul cum trebuie finanțată o campanie electorală. Voi sunteți, băi, groși de obraz când veniți să spuneți aici de campanie electorală și cum trebuie finanțate. Da, noi am votat, fracțiunea noastră, proiectul propus cu interzicerea corupției alegătorilor. Dar atunci când observăm unele circumstanțe și unii actori politici, ne expunem. Dar la această tribună mi-am adus aminte, am vorbit în 2015 despre partide perfect pro-europene
Și cum au circulat camioanele prin Republica Moldova cu orez, cu hrișcă, oricum voi spuneți, cu grecică, și cum alegătorii au fost cumpărați de partidele pretins pro-europene. În temeiul raportului prezentat, Parlamentul a aprobat un proiect de hotărâre în care recomandă Comisiei Electorale Centrale să asigure supravegherea permanentă și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor și a campaniilor electorale. Sub sloganul "Am venit pentru o oră, plec pentru un an", circa 60 de tineri din municipiul Bălț și din raioanele limitrofe au completat rândurile Armatei Naționale. Procesul de încorporare a demarat la Centrul Teritorial Bălți. Soldații spun că o armată este o etapă importantă în viața unui bărbat care educă determinarea, curajul și responsabilitatea. Долг родине, как бы, традиция мужская, как бы, все служили, вот я пошел служить по традиции, проводы сделали, все, попрощались, и теперь в армии уже, да, ждут, все ждут. Иду в армию, чувства хорошие, надежды, настроение нормально, все хорошо. Cei care au venit să-i susțină pe tinerii soldați spun că le urează succese și mult curaj. Eu am venit cu băieții să-mi petrec la armată, să slujesc. N-am cuvinte, dar lăcrimi cam înșep. Mare emoție am, primul copil. Budu scuciați, budu prijați, pădierjați. Încorporarea în Armata Națională se desfășoară în două etape anuale, una în toamnă-iarnă și cealaltă în primăvară-vară. Încorporarea are loc două ori pe an, în perioadele octombrie-ianuarie și aprilie-iulie. Sunt încorporați recruții care au atins vârsta de 18 ani. În Republica Moldova, serviciul militar este obligatoriu. Durata serviciului militar în termen este de 12 luni, iar cea serviciului cu termen redus este de 3 luni. Consiliul Uniunii Europene a prelungit sancțiunile impuse Rusiei pentru încă 6 luni, până pe 31 ianuarie 2025. Măsura a fost adoptată deoarece războiul pornit de Moscova împotriva Ucrainei nu dă semne de încetare, se arată într-un comunicat al Consiliului. În decizia de luni a Consiliului Uniunii Europene se arată că sancțiunile cuprind o gamă largă de măsuri sectoriale, inclusiv restricții privind comerțul, sectorul financiar și altele. În special, acestea prevăd interdicții privind importul sau transferul de petrol transportat pe mare din Rusia către statele blocului comunitar, excluderea din SWIFT a mai multor bănci rusești și suspendarea activităților și a licențelor de radiodifuziune în Uniunea Europeană ale mai multor canale de dezinformare mare sprijinite de Kremlin. Atât timp cât acțiunile ilegale ale Federației Ruse continuă să încalce interdicția privind folosirea forței, ceea ce reprezintă o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute de dreptul internațional, este oportun să se mențină în vigoare toate măsurile impuse de Uniunea Europeană și să se ia măsuri suplimentare, dacă este necesar. Aceste sancțiuni introduse pentru prima dată în 2014 au fost extinse ca răspuns la agresiunea militară neprovocată, nejustificată și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei. Din februarie 2022, Uniunea Europeană a adoptat 14 pachete de sancțiuni. Ucraina ar urma să primească la începutul lunii august primul transfer de 1,4 miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei, a anunțat șeful diplomației europene, Josep Borrell. Kremlinul a calificat planul drept furt și amenință că va acționa în justiție pe oricine implicat în această decizie. Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a anunțat luni că la începutul lui august va fi efectuată prima tranșă de 1,4 miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina, provenită din veniturile obținute din activele ruse înghețate. On the windfall profit, I updated ministers on the progress towards the first transfer of 1.4 billion expected to happen at the beginning of August, next week. And we are set to finance the acquisition of priority military equipment, once again air defense, once again ammunition for artillery, and also, and this is new, procurement for the Ukrainian defense industry. Moscova a reacționat prompt, astfel de acțiuni de furt nu pot rămâne fără reciprocitate, a declarat presiei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только по сути воруют,
Но их еще тратят на закупку оружия. Ну, чего-то более худшего придумать, наверное, сложно. Moscova va explora posibilitățile de urmărire penală a celor persoane care sunt implicate în adoptarea și executarea deciziilor privind confiscarea bunurilor rusești, a continuat reprezentantul Kremlinului. Peskov a numit situația actuală o încălcare directă a dreptului internațional și o încălcare a drepturilor de proprietate. După ce Vladimir Putin a trimis trupele în Ucraina în 2022, Statele Unite și aliații lor au interzis tranzacțiile cu Banca Centrală și Ministerul de Finanțe ale Rusiei, blocând circa 300 de miliarde de euro în active suverane ruse în Occident. Potrivit deciziei Uniunii Europene, 90% din veniturile pe care depozitarele vor primi din rezervele rusești blocate în Uniunea Europeană vor merge la bugetul Uniunii pentru a oferi asistență militară Kievului. Restul 10% urmând să fie destinate programelor de restaurare a Ucrainei. Profiturile sunt estimate la 15-20 de miliarde de euro până în 2027, scrie Reuters, citat de Agerpres. Ungariei a fost retras dreptul de a găzdui viitoarea reuniune a miniștrilor de externe și a apărării din Uniunea Europeană din cauza poziției sale controversate cu privire la războiul din Ucraina. Summitul programat să aibă loc la Budapesta la sfârșitul lunii august va avea loc la Bruxelles. Premierul ungar Viktor Orban i-a deranjat pe liderii Uniunii Europene, afirmând recent că Uniunea are o politică pro-război. Rusia este agresorul care încalcă Cartea Națiunilor Unite și Ucraina victima, a replicat șeful diplomației europene, Josep Borrell, în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles. I've understood that we have to send a signal, even if it is a symbolic signal, that being against the foreign policy of the European Union and disqualifying the policy of the European Union as the party of war has to have some consequences. Well, formal consequences, symbolic consequences, but I think it was much more appropriate to show this feeling and to call for the next foreign and defense council meetings informal in Brussels when we come back from holidays. Decizia lui Borrell vine după ce președintele Consiliului European, Charles Michel, a ripostat ferm la afirmația lui Orban, potrivit căreia Uniunea Europeană a condus o politică pro-război, într-o scrisoare publicată săptămâna trecută. Rusia este agresorul, iar Ucraina este victima care își exercită dreptul legitim la autoapărare, a scris Michel. Orban i-a supărat și mai mult pe legislatorii Uniunii Europene cu recentele sale așa numite misiuni de pace de la începutul lunii iulie, întâlnind Întâlnindu-se cu Vladimir Putin la Moscova, cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing și, mai recent, cu fostul președinte american Donald Trump la reședința sa din Florida. Liderul autoritar ungar a încercat să se prezinte ca un pacificator în conflictul din Ucraina, însă poziția sa este în dezacord cu majoritatea liderilor Uniunii Europene, care s-au angajat să sprijine fără echivoc Ucraina în încercarea de a respinge efortul militar al Rusiei. O scrisoare semnată de peste 63 de parlamentari europeni adresată celor trei șefi ai Uniunii Europene a arătat că Orban a cauzat daune semnificative prin întâlnirile sale. Aceștia au solicitat liderilor blocului comunitar să suspende drepturile de vot ale Ungariei în cadrul Consiliului European, argumentând că simpla condamnare verbală a Ungariei nu are niciun efect, scrie CNN, citat de Digi24. Cel puțin 18 persoane au murit miercuri într-un accident de avion în capitala nepaleză Kathmandu. La bord erau 19 persoane, singurul supraviețuitor este pilotul. Aparatul de zbor s-a prăbușit după decolarea de pe pistă. Imagini de televiziune au arătat pompieri încercând să stingă flăcările și fum negru și gros ridicându-se spre cer. Alte imagini au arătat avionul zburând puțin deasupra pistei și apoi înclinându-se înainte de a se prăbuși. Potrivit oficialilor și media, avionul era un bombardier și aparținea companiei locale Saurya Airlines. Aeroportul a fost închis temporar după accident. Serviciile de salvare au reușit să-l scoată din epavă pe pilotul în vârstă de 37 de ani, care a fost transportat la spital. Nepalul a fost criticat în mod repetat pentru nivelul său scăzut de
de siguranță a zborurilor. Un caz similar a avut loc în luna ianuarie 2023, unde cel puțin 72 de persoane au murit într-un accident de prăbușire a avionului cauzat, după cum s-a dovedit ulterior, de erori de pilotaj. Cel mai grav accident a fost în 1992, când un Airbus al Pakistan International Airlines s-a lovit de un versant în timp ce se apropia de Kathmandu. Au murit atunci 167 de oameni. Atât pentru ediția de astăzi, vă așteptăm și duminica viitoare cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau aveți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022-859-300 sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@jurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook jurnaltv.md. Numai bine!